Ai mai protestat și la alte partide sau numai la Liberal Democrat? Nu, la Democrat. Dar de ce? Că ei sunt la putere. Așa s-o pot eu, dar la lupul, ce să mă duc? La lupul, dacă mă duci, trebuie să cer demisia. Altfel nu. Da, aici nu cer demisia. Că el merită, dar el a fost președintele Parlamentului. Da, ce aici nu cer demisia. El nu m-a primit la audiență de fel. Pânci nu cer nimic aici, cer ajutor să văd ce o să facă ei. Pânci. Da, la locul cum să mă duc, trebuie să cer demisia, că el a fost președinte Parlamentului și cu ani nu m-a primit la audiență. Ce fel de om el este, ce fel de inimă de om el are, dacă el nu m-a primit la audiență. Cum e că nu poate nicio vină în fața dumneavoastră. Dar Corman te-a primit? Cele de audiență au avut numărul de dat pe lume. Corman tot nu m-a primit la audiență. Nici și la nu. Guvern de când stai, te-a primit Filat sau Leancă? Da, la guvern de când stau, nu m-a... Leancă nu m-a primit audiență. M-a adresat și nu m-a primit. Leancă, dacă m-a primit audiență, el a încotărât întrebarea mea. El este mai presus decât ministrul justiției. Dar ministrul justiției punea în departamentul, directorul general de pe departamentul al locului său în serviciu. A departamentul și instituțiilor penitenciare? Da, da. Și ei ieșea stăpâșcă. Trebuie să mă primească prim-ministru Leancă audiență, să întreb ministrul justiției ce face... directorul general de a făcut așa purtare cu cerul meu. Dar el nu m-a primit audiență. Eu am venit aici, el m-a primit acela audiență, rezolvă întrebarea, nu venim aici. Dar ce, a făcut ceva rău la închisoare? Da. Ce m-a făcut rău? Nu ieșea la apel. Sunt rău cu sănătatea, dar eu pot ce să ies la apel. Eu le-am scris la departament. Nu scoateți cerul meu la apel. Așa le-am scris. La să duceți persoanele mincinoase în pușcărie, care sunt pus parte vătămată prin minciună în dosar, să fac pedeapsa de pe minciunile lor, dosarul fals, să fie scos ei la apel. Ce piciorul meu, pe dosar cu minciuni trebuie să fie scos la apel. Ne umești, ne ucim, ne hoceți, zastavim, ce asta e pușcărie, este la gher fascist. Și acum ai pedepsit? Da, se numără pedepsit. Se numără. Și de ce nu contestă în instanța de judecată? Da, de ce trebuie instanța judecată, ce nu parlament? Parlamentul să-i scoată afară, ce instanță judecată? În parlament, eu am scris în parlament, să-i dă afară, directorul general, bine, mai sunt copii care nu apelim. Ce să-și cu ce copii, dacă eu ce-am făcut cu al meu? Îi dă afară pe directorul general, directorul general adjunct, pentru asta, astea atribuțiile de președinte de serviciu. E că ce? De asta protestez, mă ta la PLDM la sediu. Da, de atâta eu sunt de la... sunt aceștia, ajung eu în carceră, el a putut să mă ajute. Deci, Mata, zici că și ministrul justiției și șefa departamentului, pretind că Vitalie nu a fost sancționat disciplinar cu izolare. Da. Și Mata, e document că el a fost izolat, încarcerat. Da, e că șefa, e că tău șefa. Da, Alina, Ana Dabiza, tot pretinde că nu a fost... Da, n-a fost. Nici de cum n-a fost sancționat cu izolare. Nici că acum n-a fost, dar el a fost, da. Dar numai mustrare i s-a aplicat. Da, de ca mustrare. Da, aici scrie în dosar. Da, aici scrie că ea... Decizii de izolare, 13 zile. Da, 13 zile și 8. Cine? Șef penitenciarul? Și 9, da. Asta e din dosar. Eu am făcut copii la dosarul de la pușcărie. Și asta e partea din dos. E câtă? 13 zile. A fost dat pe data 6 luna 11 și a fost scos pe data din 19. Deci și de Efrem și Dabija sunt mincinoși. Da, sunt mincinoși, de păi cum? Ei nu numai că sunt mincinoși, dar asta e crimă din partea dumneavoastră. Că așa se face din partea dumneavoastră.